Frați și surori, vrem să mulțumim în numele Domnului pentru rugăciunile voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin! Amin. We want to thank you very much for your support. We appreciate it very much. Ve Am Israel Chai! Cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta este un cuvânt neobișnuit din care să se predice. Mesajul va fi un mesaj neobișnuit, însă este un cuvânt al lui Dumnezeu care, cu siguranță, o să ne zidească sufletește și o să ne deschidă mintea și inima spre o dimensiune aparte de slujire a lui Dumnezeu. Iona, capitolul 2, versetul 10. Un singur verset. Iona, capitolul 2, versetul 10. Și aici cuvântul Domnului spune așa: Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Pe mine personal m-a fascinat și mă fascinează mult istoria lui Iona. Nu este o istorie fictivă, este o istorie reală. Oameni de știință, oameni cu studii academice înalte au ridiculizat această istorie a lui Iona, spunând că este o invenție evreiască. Însă cel mai puternic argument că istoria lui Iona este adevărată este Iisus Hristos. Iisus citează istoria lui Iona și spune: după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului, dar a treia zi va învia. Nu știm ce fel de pește a fost cel care l-a înghițit pe Iona. În versetul 17 din capitolul 1 spune: Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. De obicei noi ne gândim la balene și unele traduceri englezești chiar traduc așa: și Domnul a trimis o balenă să înghită pe Iona. În textul ebraic nu scrie balenă, ci scrie pește. Iar ceea ce Cornilescu traduce a trimis un pește, de fapt, în textul ebraic este: Domnul a pregătit un pește. Nu a trimis, a pregătit un pește. Pregătirea aceasta poate să fie o creație rapidă de-a lui Dumnezeu, dintr-o dată, pregătire, fie o atingere specială din partea puterii lui Dumnezeu a unui pește cu care Domnul conversează și îl trimite să asculte porunca lui Dumnezeu. Și vom vedea ce fel de dialog are Dumnezeu cu un pește. Deci istoria este o istorie reală. Pe oamenii deranjează și astăzi. Probabil știți istoria aceasta, v-am spus-o cu vreo 10 ani în urmă, dar vă reamintesc. S-a întors la Domnul o tânără studentă care a avut o viață murdară, dezordonată. A fost implicată în toate păcatele tinerești. Dar când s-a întors la Domnul, foarte mulți au această experiență a dragostei din tâi. După ce s-a întors la Domnul și Domnul a eliberat-o de droguri, de curvie, de tot felul de aventuri, a început să spună la toți cât de mare este Domnul și cât de mare e dragostea lui Dumnezeu. Și nu putea să tacă nici pe autobuz, nici pe stradă, unde era un grup de oameni, se ducea și acolo, stătea puțin și îi întreba dacă îl știu pe Domnul Iisus Hristos. Nu la toți le place să audă lucrul acesta. Pe unii chiar îi deranjează să le spui despre Domnul Iisus și sunt mai obraznici și mai direcți. Așa că într-o zi, această tânără, pe stradă, vorbea la un grup. Și în grupul acesta era un domn, bine arătos, bine îmbrăcat, se vedea că era un intelectual după felul în care avea ținuta și după felul cum a abordat-o. Și domnul acesta, deranjat de
tânăra aceasta și de povestea ei, a zis: domnișoară, trebuie să fii un om educat și să gândești că asta este o istorie, o fabulă evreiască. Și i-a spus: păi eu sunt studentă și nu sunt o femeie needucată, dar eu cred că aceasta este o istorie reală și Dumnezeu a făcut minune. Așa a făcut Dumnezeu minune cu mine și a început să povestească. La care domnul acesta a zis: domnișoară, un om educat nu poate să creadă o astfel de fabulă. Cum crezi tu că un pește a înghițit un om? Și i-a zis: nu știu cum l-a înghițit. Domnul i-a spus să-l înghită și l-a înghițit. Da, dar poți să dai o explicație științifică. Și i-a spus: nu pot. Dar când o să ajung acolo în raiul lui Dumnezeu, o să-l întreb pe Iona: măi, ce fel de pește a fost ăla și cum te-a înghițit? Și o să îmi spună Iona. La care domnul foarte ironic a zis: domnișoară, și dacă nu-l găsești pe Iona acolo în rai ca să-ți spună, ce te faci? El la care i-a stat un pic și a zis: atunci îl întrebați dumneavoastră. Unii se cred singuri înțelepți, știți? Dar noi trebuie să stăm în cuvânt, în istorie. Istoria aceasta lui Iona este importantă pentru că în ea avem o pildă de slujire înaintea lui Dumnezeu. Pilda nu este Iona, pilda este peștele. Pentru că Iona a fost un răzvrătit, a întors spatele, a fugit de Dumnezeu, a fugit de porunca lui Dumnezeu și atunci când s-a întors, tot nemulțumit a fost. Măcar că i s-a făcut cel mai mare favor din istoria omenirii. Nu s-a născut încă un evanghelist de mărimea lui Iona până la ora aceasta. Cu o singură predică a pocăit un oraș întreg. Și după analizele statisticienilor, când spune aici că zice Domnul Iisus: și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Expresia aceasta, 120.000 care nu știu să deosebească dreapta de stânga, este văzută în analiza multor specialiști ca o expresie referitoare la copii. Copiii nu știu să deosebească dreapta de stânga. Deci Ninive avea 120.000 de copii. Ca să fie 120.000 de copii în Ninive, trebuia să fie o populație de cel puțin 600.000 de oameni în cetate. 600.000. La nimeni nu s-a pocăit la o predică 600.000 de oameni odată. Nici la Sfântul Apostol Petru. Numai 3.000 odată. Dar 600.000? A ajuns cel mai mare evanghelist al tuturor timpurilor. Și tot nemulțumit a fost. Tot nemulțumit. Încă atunci când Domnul întreabă: dar bine faci tu că te mânii? Și ce zice el? Bine fac. Un om hotărât. Hotărât în rău. Deci, exemplul de slujire este în pește. Și istoria acestui pește este exact toată istoria lui Iona, după cum vom vedea comparativ. Mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră în următoarea jumătate de oră se intitulează O slujire neobișnuită. O slujire neobișnuită. Ne vom uita la patru aspecte esențiale, așa cum se văd ele în acest verset 10 din Iona, capitolul 2, pe care l-am citit. 4. Primul este directiva pentru slujire. Și peștele a vărsat pe Iona. Domnul i-a dat o directivă acestui pește: du-te și varsă-l pe Iona. Dacă vreți, regurgitează-l, vomită-l afară. Și peștele s-a dus și a făcut acest lucru. Două lucruri se văd în această acțiune a peștelui.
Primul este disconfort. Pe mine, când am studiat și am restudiat pasajul, m-a uimit felul în care Dumnezeu s-a gândit să ne comunice un adevăr despre slujire prin vărsatul unui pește. Știți, când te doare stomacul și ai senzație de vomă, ai un disconfort foarte puternic. Peștele a ajuns neconfortabil. Și în situația aceasta, Dumnezeu i-a zis, ok, acum du-te și varsă-l pe Iona pe uscat. În slujire, frați și surori, doamnelor și domnilor, este tocmai acest, în slujirea creștină, tocmai acest aspect a disconfortului. Peștele a fost într-o stare de disconfort, Iona a fost foarte neconfortabil să meargă în Ninive și să predice. Pentru că Ninive, capitala regatului Asiriei, era un oraș mare, dar pe lângă aceasta, asirienii au fost un popor sălbatic. Aceasta este expresia care poate fi folosită în dreptul asirienilor. Erau barbari de-a dreptul. Comportamentul lor era un comportament așa ca și al teroriștilor musulmani de astăzi. Nu țineau cont de viața omului. Dacă luau prizonieri, îi duceau în Ninive și aveau program de execuții în masă. Nu vreau să fiu grafic ca să avem dificultăți cu anumiți oameni care sunt mai sensibili, dar erau oamenii jupuiți de vii, deci nu erau uciți și apoi, erau jupuiți de vii, se presărea sare și piper pe ei, iar din pielea căpeteniilor se folosea pentru scaunele împăratului și a dregătorilor din Ninive. Ședeau pe scaune din pielea împăraților pe care i-au luat prizonieri și în felul acesta induceau groază în cineva dacă s-ar ridica împotriva Imperiului, aceea va fi soarta lor. Este neconfortabil pentru Iona să se ducă la Ninive. A fost neconfortabil, un disconfort puternic pentru pește. Îl deranja ceva în stomac. Pentru că, știți, așa este în slujire. Dacă, de exemplu, slujirea cere să te muți într-o parte, nu este confortabil să te muți de la o casă cu încălzire centrală și cu, sau cu gaz metan la o încălzire cu lemne. Nu este confortabil. Nu este confortabil să părăsești securitatea chiar precară a corăbiei ca să cobori în apă și să umbli pe apă. Dar dacă Domnul spune, coboară-te și umblă pe apă, trebuie să te cobori, să umble pe apă. Nu-i confortabil. Nu-i confortabil să te umilești în fața unui profet, a unui păstor, când tu ești general, ești doctor, ești mare intelectual și care îți spune, ei, dacă vrei să te faci bine, te duci și te scalzi de 7 ori în Iordan. Știi că sunt alte soluții mai plăcute pentru tine. Însă când Domnul îți spune să faci ceva, chiar dacă ești neconfortabil, trebuie să faci. Peștele acesta n-a fost confortabil deloc cu Iona în pântecele lui. Și acum trebuie să-l verse. Este disconfort. Al doilea lucru pe care îl vedem în decretul acesta lui Dumnezeu pentru pește este dezgust. Ascultați-mă cu atenție. Dacă ai vărsat, gustul care îl ai în gură este mizerabil. Nu este cel mai plăcut. În situația de slujire, în toate domeniile, nu întotdeauna este gustul cel mai plăcut să slujești. De exemplu, copiii în familiile care au părinții care au copii mici. Copiii sunt drăgălași, sunt o dulceață, o bucurie. Dar trebuie schimbați și de diaper. Nu este așa? Întrebați pe Călin și pe Lucian. Vrei să ai putere dublă de Duh Sfânt din Duhul lui Ilie
și să fii marele profet care să fie consultat de toți oamenii, inclusiv de împărați. Însă trebuie să spun ceva. Înainte de a avea putere dublă și de a fi consultat de toți și a fi marele profet, va trebui să torne apă pe mâinile lui Ilie. Așa spune cuvântul Domnului, 2 Împărați 3:11. Va trebui să-i faci pantofii lui Ilie, să-i care apă, să-i faci de mâncare. Nu se poate așa. Și lucrul acesta nu l-a înțeles Iona, dar l-a înțeles peștele. Deci directiva a fost să-l verse pe Iona. Al doilea lucru, decretul pentru slujire. Și auziți ce spune aici. A vărsat pe Iona pe pământ. Mă uimește pe pământ uscat. Mă uimește ca întotdeauna înțelepciunea lui Dumnezeu. Felul în care Dumnezeu lucrează și își pune lucrurile la punct. Când Domnul a dat acest decret către pește, du-te și varsă-l pe Iona pe uscat. Sunt două lucruri învederate. Primul lucru care este învederat aici este pericol pentru pește. Pericol pentru pește. Haideți să vă explic la ce mă refer. Dacă Domnul a vorbit cu peștele și a vorbit, du-te și varsă-l pe Iona pe uscat. Eu cred că peștele, eu fi zis la Dumnezeu, Doamne, Tu vezi cât ești de mare. Așa m-ai făcut Tu. Dacă eu mă duc să-l vărs pe uscat, mor și eu împreună cu Iona, probabil, încercând să te ascult pe tine. Tu știi că eu pot să not numai unde e apa mare, apa adâncă. Dacă mă apropiu de uscat și mă împotmolesc în nisip, ești terminat. E pericol pentru mine. Dar dacă îl vărs pe Iona unde apa devine mai puțin adâncă, să n-apuc eu să intru în nisip. Și de acolo să note el până la uscat, că nu o fi departe. Domnul a spus, nu, tu te duci și îl vergi pe uscat. Lucrarea Domnului presupune și pericol. Într-adevăr, presupune și pericol. Dar, aduceți-vă aminte, frați și surori, doamnelor și domnilor, că Iisus Hristos a spus acest lucru mai târziu. Matei 10:16, Luca 10:3, Efeseni 5:15. Iată că vă trimit ca pe niște ce? Miei în mijlocul lupilor. Este pericol în lucrare. Este pericol în lucrare. Însă, partea frumoasă este că dacă peștele a ascultat, atunci trebuie să vedem că și atunci când ni se pare nouă că e pericol, trebuie să ne apropiem de uscat, care nu e compatibil cu felul nostru de a fi. Acolo trebuie să vedem înțelepciunea lui Dumnezeu. Trebuie să vedem prezența lui Dumnezeu. Trebuie să vedem planul lui Dumnezeu. Și trebuie să vedem puterea lui Dumnezeu. Întrebarea este aceasta. Spune Scriptura că a murit peștele când s-a apropiat de uscat, s-a împotmolit? Nu. Fiindcă pe lângă pericol, frați și surori, este, al doilea lucru, este prezervare. Prezervare. Într-o zi, un profet primește un mesaj de la Domnul. Și în mesajul acesta îi spune Domnul, du-te pe strada numită dreaptă, în Damasc, în oraș. Acolo este un om care se roagă. Este Saul din Tars. Du-te și puneți mâinile peste el să-și capete vederea, că este orb la ora aceasta. Ce a zis Anania? Doamne, unde mă trimiți? Ăsta are mandat de arestare împotriva a mea și a celor ca mine.
Când Domnul te trimite într-un loc care se pare că e periculos, vreau să spun un lucru, El merge înaintea ta. Îmblânzește pe toți Saulii, îmblânzește pe toți leii, îmblânzește furtuna, marea, pentru că Domnul este Domnul care poartă de grijă. Însă tu și cu mine trebuie să ne ducem. Trebuie să ne ducem. Pentru că are Domnul grijă și putere să ne ocrotească. Al treilea lucru pe care îl vedem este dilema din slujire. Peștele este într-o mare dilemă. În Ioan 1:17 spune, în Iona 1:17 spune, Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Și acum în 2:10, Domnul a vorbit peștelui și a spus, varsă-l pe Iona. Din nou, peștele este în dilemă. A spus, Doamne, da, ori îl înghit, ori îl vărs. Acum, care-i lucrarea pe care vrei să o fac? De multe ori ni se pare că Dumnezeu a uitat ce ne-a spus mai înainte și nu știe ce face. Însă nu este așa. Nu este așa. Dumnezeu ne pune în situație să gândim. În Proverbe 26:4-5, da, este scris, ce nu-i răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu creadă că ești ca el. Dar după aceea ce spune? Răspunde-i nebunului după nebunia lui să nu se creadă înțelept. Este momentul când trebuie să-i răspunzi. Nu-i dilemă. Toate și-au vremea lor, spune Eclesiastul 3:1. Este vremea să taci și este vremea să vorbești. Este vremea să suferi, dar este și vremea să te bucuri. Este vremea de umblat prin vale, prin depresii, dar este și vremea să te urce Domnul pe munte. Dilemele sunt numai aparente. Domnul știe ce vorbește. Domnul știe ce vorbește. Eclesiastul 3:14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu este nimic de adăugat. Mărit să fie Domnul. Observați? Tot ce face El dăinuiește. Nu poți adăuga nimic la ce vorbește El. Chiar că ți se pare dilemă. O să vă dau un exemplu mai profund decât cel cu peștele. Înghite-l, varsă-l. Înghite-l, varsă-l. Domnul i-a vorbit lui Ieremia și a zis, du-te la împăratul Zedechia și profețește. Așa vorbește Domnul. Împăratul Babilonului vine din nou peste noi, nimicește Ierusalimul, va nimici templu, casa Domnului. Și va duce poporul în robie. Ieremia s-a dus și a spus lui Zedechia profeția. Zedechia, împăratul, s-a înfuriat. Și ce a făcut cu Ieremia? L-a pus în temniță. Dar fiți atenți acum la dilemă. Pe când era în temniță și Ierusalimul era sub asediu, mare parte din oraș era distrusă, populația era pe punctul să fie deportată, Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia și spune, am să trimit la tine pe secretarul tău și pe o rudă de-a ta. Ruda aceasta își vinde pământul. Tu să-l cumperi. Cu acte în regulă, cu acte legale. Doamne, ori ne duci în robie, ori cumpărăm pământuri. Nu? Așa ți se pare. Că ești în dilemă. Dar Domnul i-a spus, tu cumpără pământul, fă acte legale, plătește cât cere pe pământ și spune, așa vorbește Domnul, în locul acesta se vor cumpăra din nou pământuri și Domnul va aduce din nou pe Israel și Iuda în locul acesta. Eu nu sunt în dilemă, știu ce fac, Dumnezeu știe ce vorbește. Poate că mi se pare mie, ca și lui Ieremia, ca și peștelui, stai, Doamne, că mă pui în confuzie. Nu, nu te pun în confuzie. Dumnezeu te pune să te încrezi în El, glorie Lui. Și apoi, frați și surori, în al patrulea rând și în ultimul rând din textul nostru, din istoria aceasta glorioasă de slujire,
prin vărsatul peștelui este desfătarea din slujire. Din nou, permiteți-mi să fac această remarcă pe care o știți și poate că în mintea și în inima unora nu este cea mai plăcută sau obișnuită. Este o realitate. Dacă ai senzație de vomă, de vărsat, după ce ai vărsat, te-ai liniștit. Ați observat lucrul acesta, nu? Că ați trecut pe acolo. Te-ai liniștit. Și Domnul vorbește tocmai prin acest aspect către pește. Acum du-te și varsă-l pe Iona, pe uscat, ca să te simți bine. Să te simți bine. Adică Domnul vrea să spună așa, nu este plăcut să mergi unde te trimit eu, este drept, nu este plăcut, dar dacă te vei duce acolo, te vei duce acolo și vei lucra, cum îți spun eu, nu va fi plăcut 3 zile, așa cum s-a anunțat de către fratele păstor, și să nu uitați că de la noapte vine iară ploaia peste California, să vii pe ploaie la rugăciune. Nu o să fie plăcut, dar trebuie să venim la rugăciune. Amin? Vă văd foarte entuziasmați. Trebuie să venim la rugăciune. Chiar dacă nu-i plăcut cu vremea, trebuie să fie plăcut sufletului. Trebuie să fie plăcut. Și rezultatul știți ce va fi? Desfătare. Te va cerceta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Te va cerceta Dumnezeu. Îți va vorbi Domnul. Te va ridica sufletește, te va face să vezi ceea ce David spunea. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria Duhului Sfânt, bucuria cuvântului. Când asculți, chiar și în vorbirea cea mai ciudată, varsă-l pe Iona, pe uscat, riscă. Du-te până la uscat. Nu o să te împotmolești, nicio grijă, pentru că am eu grijă să-ți meargă bine. Domnul aduce bucuria misiunii împlinite, bucuria rămânerii în planul lui, bucuria mărturiei cu Dumnezeu. Am de să vă dau un exemplu. În anul 1958, la 28 aprilie, în Philadelphia, Pennsylvania, studentul corean In Ho Oh, 26 de ani, este student la University of Pennsylvania, a scris o scrisoare pentru părinții lui și s-a dus deci seara la o cutie poștală să pună scrisoarea la poștă pentru părinții care erau în Coreea. În drum spre poștă, spre locul unde trebuia să pună scrisoarea, 11 tineri, adolescenți, de culoare, negri, l-au văzut că-i singur, că-i corean, s-au repezit asupra lui și l-au bătut atât de crunt încât a murit. A doua zi, autoritățile din Pennsylvania au reușit să aresteze pe toți cei 11 adolescenți, i-a închis, și procurorul din Pennsylvania a cerut judecătoriei ca acești 11 tineri adolescenți, deci minori încă, nu aveau 18 ani, să fie judecați ca adulți și să fie condamnați la moarte. Părinții din Coreea au primit vestea că fiul lor a fost agresat de un grup de 11 tineri și bătut și omorât. Sigur, șocul a fost extraordinar de puternic pentru acești părinți și s-au gândit ce am putea face în situația aceasta. Au convocat familia lărgită, 20 de persoane. Și în discuția pe care au avut-o în familia lărgită, au scris o scrisoare
către autoritățile judiciare din Pennsylvania. Și au scris în felul următor, vă citez. Noi suntem creștini și în dragostea lui Iisus care a murit pentru noi, iertăm pe acești criminali ai Fiului nostru. Cerem autorităților judiciare din Pennsylvania să găsească cea mai mică pedeapsă posibilă pentru acești tineri și după ispășirea pedepsei, noi creiem aici, în Coreea, un fond de bani, din banii noștri, pentru educarea acestor tineri, a căror suflet este la fel de prețios ca al nostru. Autoritățile din Philadelphia au făcut cum s-a cerut. S-a creat o fundație care există și astăzi, In-Home Memorial Korea Center, care în colaborare cu University of Pennsylvania și astăzi sponsorează tineri din familii dezavantajate economic și social. Și când au fost întrebați, dar cum vă simțiți acum, după ce ați făcut lucrul acesta? Părinții au spus, suntem bucuroși în inima noastră că am putut să facem ceea ce Dumnezeu a fi făcut în locul nostru. Asta este desfătarea, asta este bucuria când slujești pe Domnul în circumstanțele cele mai neplăcute. Cele mai neplăcute. Peștele, în concluzie, este, peștele din istoria lui Iona este o pildă extraordinară de slujire și de ascultare, pentru că în acest discurs al lui Dumnezeu cu peștele, dacă vreți, este toată istoria lui Iona. Peștele a fost neconfortabil, era cu stomacul plin și nu putea să-l digere. Iona a fost neconfortabil, că a fost trimis în Ninive, printre dușmani. Peștele a trebuit să riște, înotând până la uscat, ca să-l verse pe Iona pe uscat. Iona trebuie să riște, să se ducă în Ninive și în auzul tuturor să spună încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Cu un mesaj din ăsta, să știi să nu te faci popular. Nu te faci popular. Și regele, după cât era de barbar și de incult, putea să dea un decret să zică ia luați-l pe ăsta și făceți-mi un scaun din pielea lui. Dar când Domnul te trimite, merge el înaintea ta. Daniele, în groapa cu lei. Azi că mă duc eu acolo să le închid gura, vorbesc eu cu ei. Șadrag, Meșac, Abednego, în cuptorul cu foc. Înainte să ajungeți acolo, mă duc eu. Și am să sting puterea focului, chiar dacă va arde. Pentru că Domnul merge înaintea noastră. Decretul pentru slujire, directiva pentru slujire, poate că nu-ți place. Decretul poate că nu-ți place. Dilema pe care o vezi poate te pune pe gânduri. Dar desfătarea de la urmă, dacă l-asculți pe Domnul, se merită să te duci și să asculți. Întrebarea în această dimineață, în concluzie, este aceasta. Vrei tu să slujești pe Domnul? Vrei să fii un pește mai inteligent decât tine sau decât mine? Eu vreau să-L slujesc pe Domnul. Și vreau să-L ascult pe Domnul. Nu întotdeauna l-am înțeles pe Domnul în ce mi-a cerut de-a lungul timpului. Nu întotdeauna l-am înțeles. Dar dacă l-am ascultat, Domnul mi-a dat izbândă. Mi-a dat binecuvântare. Este risc în slujire. Unii o trebuie să-l plătești cu viața, pentru că mergi ca miei în mijlocul lupilor. Deci să și atunci
Domnul este acolo. Și nu te lasă să ai experiența grozei celor care nu-L cunosc pe Domnul. Și atunci, în dimineața aceasta, Domnul ne cheamă să-L slujim cu toată dăruirea. Vrem să vedem trezire spirituală în biserică. Vrem să vedem binecuvântare în casele noastre. Vrem să vedem binecuvântare în viața individuală, personală. Dacă vrem lucrul acesta, nu trebuie să facem ca Iona, să fugim de Domnul. Că fuga costă. Iona a trebuit să plătească și bani, dar și cu sănătatea și cu viața. Pentru că, din nou, fără să fiu grafic ca să pun pe cineva în situație neconfortabilă, eu cred că după ce peștele a ascultat pe Domnul și l-a vărsat pe Iona pe uscat, Iona nu mai arăta ca atunci înainte să-l înghită peștele. Eu cred că acidul gastric din stomacul peștelui i-a desfigurat fața, pielea. A început să-l ardă. Și Iona nu mai arată așa de bine ca înainte. Este obligat însă să asculte. Ascultă de silă ceea ce nu place Domnului. Lângă noi sunt oameni care pot să fie atinși de ascultarea noastră, de viața noastră. 600 de mii de oameni să se întoarcă la Domnul fără internet. Nici Billy Graham n-a avut succes cu televizorul și cu internetul pe care l-a avut Iona printr-o singură predică, și să ai un mesaj scurt, neplăcut. Domnul te poate face să ajungi cineva. Dar nu acesta este scopul, să fii cineva, ci Domnul vrea ca eu și cu tine să fim cei ce ascultă. Cei ce ascultă. Ăsta este secretul slujirii. Ascultare. Nu sunt confortabil. Nu asta este important. Domnul este cu noi. Și câtă vreme El este cu noi, atâta vreme este propășire, este binecuvântare. Dacă vrei propășire, dacă vrei binecuvântare, spune-i Domnului da în dimineața aceasta. Eu vreau să lucrez împreună cu tine. Eu vreau să te ascult, așa cum te-a ascultat peștele. Unde mă trimiți? Ce îmi cer să fac? Chiar dacă mi se pare că este dilemă, este contrazicere, eu știu, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu înțelept. Și ce ceri Tu, întotdeauna se împlinește. Ia ființă, pentru că este atotputernic. Glorie Domnului. Amin. Ne ridicăm în picioare. Meditează la cuvântul acesta. Nu ți se pare interesant că Domnul trebuie să ne vorbească printr-un mesaj extrem? Vărsatul peștelui, ca să te convingă pe tine și pe mine că trebuie să-L slujim pe Domnul. Eu nu mă satur de înțelepciunea lui Dumnezeu și de felul în care El vrea să ne rețină atenția ca să lucreze cu noi, prin noi și pentru noi. De aceea îi voi spune, da, spune-i și tu. În rugăciunea cu care venim înaintea Domnului, îi mulțumim lui Dumnezeu că și-a adus aminte de noi să ne vorbească și îi mulțumim că Domnul ne cheamă și în săptămâna aceasta la o slujire specială pentru ca Domnul să umple din nou cu Duhul Sfânt biserica sa. Ne rugăm Domnului cu toți. Aleluia!